gata și cu ziua de azi. Noapte bună, băi, Silvester. Noapte bună, hai, hai, noapte bună, noapte bună, că m-a luat un ok, am două variante. Ori să mă culc și să mă prefac că n-am făcut nimic, ori să mă duc ce și să văd ce face potaia aia acolo. Da, cred că o să mă culc totuși. Apa bune, pe cine păcălesc eu? Ce face, mă, potaia aia acolo? Doamne, nu mai poate să stea omul să se culce liniștit că s-apucă ăsta noaptea să facă ce aia, ce construcția aia, mă, frate, efectiv, ce construcția aia? Bă, potaie, bă, ce mai pui, mă, la cale? Îți prezint fuzionatorul, fuzionatorul? Ce fuzionator, bă, ce e ăsta, ce-i porcăria asta, efectiv? Ai pus niște pistoare cu redstone și... Ce fuzionator, mă? Poți să combini iteme cu el? Să combini iteme cu chestia asta? Cum să combini, mă, iteme cu porcăria asta? Nu există așa ceva. Ori faci cu crafting table, ori nu faci nimic. Taci, bă, și încearcă. Ce să cer, bă, ce să cer? Ce să combini? Uite, combin două pâini. Da, am pus pâinile, da, și ia să vedem. Face din două pâini, face un burger? Ia să vedem și combină și... ce să vezi, am primit tot două pâini. Păi nu merge, bă, cu orice item. Dar cu ce item merge, bă? Păi vezi că ai chest? Chest? Ce, bă? Și vezi și celălalt? Și... ce-i, bă, cu itemele astea? Ia câte un item din fiecare chest în ordine și după combină-le. Bă, tu mă iei la mișto? Cum, bă, să meargă treaba asta? Bine, bă, bine, hai că iau, uite, da, sunt sigur că dacă... Și de ce sunt câte două de fiecare? Păi și pentru broască? Broască? Care broască, mă, unde-l vezi tu pe broască? Uită-te în spate! Broască? Ce, bă? Tu de cât timp ești, bă, aici? Dinaintea ta, oricum, cum erai, bă, că nu erai aici, what? Ok, bine. Bă, și care-i faza cu chestia asta? Tu știi despre chestia asta? E fuzionatorul? Ce fuzionator, bă? Ok, bine, bă, bine, ia, arată-mi tu, uite. Că avem câte două iteme de fiecare, uite, bănuiesc că osul ăsta trebuie luat. Și din ce zicea potaie, trebuie luat ăsta din următorul chest. Adică blocul de hani, adică eu acum o să pot să combin osul cu blocul de miere și le arunci în fuzionator. Ia aruncă-le, mă, tu, aruncă-le tu, că eu n-am încredere în potaie. Ia, mă, ia să vedem dacă merge, mă, găuna asta. Păi bun, și acum sunt itemele acolo și acum trebuie să apeși butonul, nu? Ia, ce? Ok, și what, bă? Asta e o albină? Mă, ce? Bă, efect, da... What? Efectiv, stai. Nu, mai trebuie să văd și o chestie asta odată. Deci arunc osul, arunc mierea, acum apăs pe buton și se combină și îmi dă o albină. Ce, bă, chestia asta? Bun, și acum am combinat itemele astea. Poftim, ține și tu albina ta și acum ce ar trebui să facem, bă, noi cu astea? Dă click dreapta, să dau click... What? Bă, ce? Tocmai să spun... What? Bă, uitați-vă și voi, călăresc albina aici, de bun. Mă, ce-i, bă, itemul ăsta? Bă, frate, bă, unde mă duce albina? Cum controlez albina asta, mă, nene? What? Doamne, ce se întâmplă, bă, frate? Efectiv, uitați-vă și voi la itemul ăsta. Dacă apăs pe click dreapta, îmi dă o albină și eu pot călări. Dar de unde are atâta forță albina asta, efectiv, doamne? Ce, bă, itemul ăsta? Ok, pare că chiar sunt mișto itemele astea. Bun, și fă că mai avea acolo potaia combinații de item. Bă, dar unde mă duce albina asta? Bă, lasă-mă jos! Doamne! Bă, efectiv, uitați-vă, m-am dus în cer cu albina. Ok, albino, oprește-te. Bă. Stai, bă, că eu pic. Hai să mai combinăm, pe bine, dar stai așa un pic. Că nu știu cum să ajung jos. Ok, broască, shift, ok, am terminat, am lăsat albina. Bă, deci potaia chiar avea dreptate, ești de bun? Doamne, ce, bă, itemul ăsta, ok, și ce iteme mai avem aici? Avem aici un brush și un golden gut și acum putem să le combinăm pe astea, ok, chiar sunt curios ce o să le dea. Bă, îl pun aici și îl combin și acum mi-a dat, ce, bă, mi-ai furat itemul, dă-mi itemul apoi. What? Ce chestia asta, bă? Golden brush? Potaie, ce face treaba asta? Dă iteme OP? Right click to brush dirt gravel and pozzol.
Sand grass. Ok, deci eu acum dacă dau click pe ăsta, ce se întâmplă, mă? Ok, mi-a făcut dirt-ul normal. Bă, da, nu se întâmplă nimic. Oh, ce? What? Ți-a dat un trident? Și blocuri de iron? Bă, dar de ce nu mă ție ți-a dat? Stai, mă, că vreau și o chestie. A, uite, lol, bă, chiar dă iteme OP, mi-a dat diamante. What? Oh, mi-a dat pantalones. Care erau șansele să-mi dea fix mie pantaloni? A, băi, doi, broască, îți place pijama mea? Da, frate? Ok, ok, așa ziceam și eu, frate. Și cu pantalonii ăia, zici că ai scutec? Bă, pleacă, bă, de aici, băi, la mișto. Ok, dar am văzut că chestia asta trage și cu o rază. Ce e rază asta? What? Bă, pot să-ți dau de mici cu raza? Oh, ce? Tu ai dat cumva bine și cumva n-am mai văzut bine. Ia mai dă o dată cu raza. What? Bă, chiar funcționează treaba asta. Deci eu acum dacă îți dau de vic, eu râși, bă, nene. Mamă, lol. Bă, dar uite cum îi văd doar casca. Vedeți că îi văd doar casca cum strălucește. Mamă, cât de tare. Gata, bă, ce, bă, gata. Ok, ia, că vreau să văd ce iteme mai pot primi. Mamă, uite câte iteme OP. Bă, e prea tare brașul ăsta, din asta e o pensulă de aur, cum ar veni. Și uitați-vă și voi ce iteme OP ne dă. Fii antena, mă, nene. Le facem full de iteme OP. Broască, fii antena, hai să scriem ceva, vrei? Bine, hai. Gata, mă, operă de artă, ești de bun, fii antena ce scrie acolo. Oh, da, scrie chiar să dai și pe acolo un like. Bun, și ia uite-l pe ăsta, bă, ăsta s-a făcut amodul bazuca complet aici de bun. Ia stai, bă, așa, eu n-am iteme să mă fac, mamă, eu n-am chest play de diamond. Dar nu mai contează, cel puțin am un marcu cu infinity, bă, dar n-am săgeți, în fine, nu mai contează. Opa, ia uite că avem și perle aici, bă, dar ne-a dropat o grămadă de chestii. Uite, mă, și ce spray tu, hai să mai combinăm, stai, mă, așa, să mă fac și eu. Am o bazuca completă, mă, nene. Ia să vedem, aruncăm blaze rod-ul, aruncăm fire charge-ul, iar acum apăsăm pe pistoane și what? Bă, broască, fii atentă cât mai coasa mi-a dat, ești de bun? Lol, cât de șmecheră e chestia asta, vreau și eu? Păi fă și tu, bă, că nu degeaba am pus ăsta două perechi de iteme acolo. Oh my god, uite cum s-a transformat, bă, ești de bun? Ok, broască. Bă, cu ce trage, bă, am luat foc, bă, ce-ai făcut, mă, nenorocitule, mi-ai dat foc? Doamne, uite câtă lava a spawnat. Nimic, cum, mamă, și eu nu pot să intru în apă ca buții ăștia. Oh my god. Doamne, jumătate de inimă, cum era să o mierlesc. Efectiv, era să o mierlesc că aveam ambus cu Frostwalking. Care erau șansele? Bă, ai grijă cu chestia. Ai tu idee pe unde-i potaia? Cred că a plecat. Da, sigur a plecat. Să doarmă? Sigur a plecat, nu? Și lava asta de ce e aici, bă? Bă, broască, bă, efectiv ăsta m-a omorât. Virai tu să fii, ia, bă, de aici, că-ți dau și o ție cu raza. Bă, ce faci, ia, uite, bă, ăsta, dă cu o rază ceva. Bă, firai tu să fii, cum ai omorât, bă? Nu am apăsat pe nimic? Bă, nu-l mai vreau? De ce să nu-l mai vrei, bă? Dă-mă încoace, că-l iau eu. Iau două de-astea. What? Mă, ce? Ok, cred că știu ce s-a întâmplat cu pătaia. Da, e bine că oricum are 10 vieți. Doamne, ce-i, bă, itemul ăsta, efectiv, trage cu o rază ceva. E vie, da, e flacără vie. O, bă, că nu ne mai jucăm cu Ben 10. Ok, băie și fete, se pare că pe broască nu prea merge să dau cu raza. Aruncă din senin. Mă, nu știu ce să zic dacă aruncă din senin. Probabil ești tu prea noob, dar nu mai contează. Avem chiar aici un iron golem și hai să testăm raza asta pe iron golem. Bă, uite, bă, că a luat foc, ești de bun. Mamă, uite cum dă cu raza asta. Bă, și uite. Acum a picat lavă, deci când dă de trei ori cu o rază și a treia oară pică și lavă de acolo, gen. Uite, fii antenă. Una, două și a treia a picat lavă. Uite lavă. Trebuia să vină cu instrucțiuni, da, instrucțiuni pentru noob. Ia de aici, băi, noobule. Oh da. Și... Rip, broască. Vezi, bă, că tot ai apăsat pe ceva. Nu, că n-am apăsat pe nimic, că nu știu ce. Uite, hai să mai combinăm. Ia, bă, ia, că n-ai apăsat pe nimic. Oh, da, nu, n-am apăsat pe nimic. Sigur. Ok, hai să mai combinăm și următoarele iteme. Gata, bă, bine, bă, gata. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Ok, avem un lava bucket și un TNT. Ia să vedem ce o să ne dea dacă combinăm TNT-ul cu lava bucket-ul. Activăm chiar acum fuzionatorul și...
What? Asta e un pistol? Mamă, fii atentă, dar nu ne jucăm CSGO. Ok, și a făcut și broască pistolul lui și acum știi ce o să urmeze broască. Bă! Ce ai făcut, bă? Ai stricat fuzionat. Doamne, nu pot să cred așa ceva. Joacă-te cu broască, bă, joacă-te cu broască. Doamne, uite-te și tu ce a făcut ăsta, bă, nene. Hai că ne mai jucăm cu broască dacă e ceva. Ce sunt armele astea, bă? Păi dacă ai tras cu el, bă, uite, ai tras cu lavă. Oh my god, doamne, ce sunt armele astea? Bă, efectiv, ăsta a distrus fuzionatorul, trebuie să facem altul. Mamă, fii atent, dar nu-l nimeresc pe fraier, îi dau direct cu lava asta. Wow! Bă, ce? What? Bă, stai, bă, ce? Mi-am distrus casa, ești nebun? Bă, dar eu am tras încolo. Ce se întâmplă, bă? Cred că știu eu pe cineva care a mai tras în mine. Bă, firai tu să fii. Firai tu să fii. Bă, trag automat. Nu trag, bă, automat. Sau ia stai așa un pic. Bă, dar eu nici nu apăs. Bă, broască. Cred că când am pus țita pe tine, a tras. Cred că am o teorie. Ia fii atent un pic. Pune arma în mână. Uită-te încolo și nu apăsa pe nimic. Și acum eu o să trag. Alol, gen, armele astea sunt conectate. Ok, deci eu dacă trag o dată și tu o să tragi cum ar veni. Ok. Ia de aici. Uite că acum o să mor doar tu. Deci tu ai tras. Bă, eu n-am tras atunci. Stai, mă, ce? Bă, dar acum trebuie să-l sunăm iară pe potaie să ne facă fuzionatorul la loc. Nu mai vreau, mă? De ce nu mai vrei, mă? Hai, bă, că mai avem puține iteme. Sunt cele mai ciudate arme. Bine, mă, ia armă în cap de aici. Ok, armele astea sunt prea destructive, ești nebun. Ok, mulțumim că ai reparat fuzionatorul, băi potaie. Bine, și acum dă-mi oasele. Bine, mă, bine, uite, oasele promise. I-am dat, mă, i-am dat oase. Tu să tași, broscoiule, că tu m-ai omorât? Iau să, mă, tu l-ai omorât, deci. Scuze, păi cere scuze, mă, nene. Ar trebui să-i dai și tu un os. În fine, hai că i-am dat eu destule. Bun, bă, acum hai să combinăm. A fost vina lui Chestos? Cum a fost vina mea? În fine, bă, hai să combinăm acum itemele. Mai erau două iteme, gen. Și hai să le combinăm separat. Fiecare combină cât un item, că poate așa n-o să se mai strice treaba. Bun, bun, bun. O să arunc eu prima dată. Trebuie să combin un bloc de glass cu un iron sword. Și ia să vedem. Activăm acum și... What? Bă, mi-a dat o sabie din geam. Ia să vedem, bă, broască, tu ce item ai să combini? Sabie fantomă? Da, 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 cred că și eu e sabie fantomă. Ia, apasă pe buton. Ia să vedem ce-i dă-l ăsta. Ce ți-a dat, bă? Wow! Ce-i, bă, ăsta? Ți-a dat felinarul, ești nebun. Uite-te și tu, e un sceptru făcut din glowstone. Sunt Gandalf? Da, direct Gandalf ești. Bun, ia să vedem acum dacă le activăm. Tot cred că se activează, bă. Bă, gen, al meu nu face nimic? Ba da, uite, bă, n-ai apăsat acum, nu? Nu? Ok, deci itemele astea toate sunt conectate, efectiv. Orice ar fi itemul, toate sunt conectate. Bun, și ăsta ce ar trebui să facă, frate? Bă, ce-ai făcut, bă? Bă, nu mai da, bă, cu raza în mine. Ia, dă-l, mă, încoace, dă-l încoace, dă-l încoace, dă-ți sceptru încoace. Ok, băi, și fete, preiau eu comanda de aici pentru că nu merge să folosim itemele gen separat pentru că se activează amândouă deodată. Ok, cică această sabie ar trebui să spargă geamurile. Bă, nu fă că sparge niciun geam. Ce se întâmplă? Ce? Ce? Bă, mi-a transformat blocurile de cobblestone în geamuri? Bă, ce se întâmplă aici, bă? Lol? Uite-te și tu ce mi-a făcut la casă, bă. Mi-a făcut cobblestone-ul geam. Ia, bă, ia stai. Da, bă, da, uite-te și tu face cobblestone-ul geam, ești nebun. Arată mai bine? Da, zici că e penthouse acum. Uite-te și tu, am geamuri să mă vadă toți vecinii. Bine, eu n-am vecini, dar nu mai contează. Dar de ce îmi dai damage când dai cu ea? Pentru că cred că asta e și faza, că dă damage. Ia uite. Bă, uite cum îți dau. Cum, mă, nu ai vecini? Am uitat de tine. Eu ce sunt? Sincer să fiu, nici eu nu știu ce ești, dar oricum nu prea ai mai stat pe aici în ultimul timp. Și uite, cu chestia asta pot să sparg geamurile astea. Bă, hai că mi-am distrus și casa, ești nebun? Deci, efectiv, face cobblestone-ul geam și acum poți să spargi cu ea geamurile de la depărtare, gen. Ok, cred că tocmai l-am omorât pe broască fără să vreau. Doamne, ce porcărie de sabie, deci, efectiv,
transformă tot cobblestone-ul în geamuri și după poți să le spargi cu ea. Hai bă, ce naiba? Bă, nu mai vorbim, bă, urât. Ce-i bă cu itemul ăsta, efectiv? Doamne, nu-mi place doar. Ok, și sceptrul ăsta ce ar trebui să facă, mă, nene? Ok, ia să dau pe broască. Ok, cred că știu ce face sceptrul ăsta. Gen, poți trag cu o rază, îți dau damage și îți dă și chestia de asta să te văd prin pereți. Fii atent, broască, ascunde-te după copac. Ok, broască e după copacul ăla, iar acum eu o să încerc să trag cu raza în el. Ia să vedem. Bă, ce l-am omorât, ești nebun! Bă, cu raza asta poți să tragi prin pereți. Mersi, n-ai pentru ce, frate. I-l nimerim de acolo, bă, l-am nimerit. Ok, și pe shift ce face? Mai are o abilitate. Gata, bă, bine, bă, gata. Ok, hai să spawnăm niște... Că m-am săturat să mor. Bă, ce vrei să fac, bă, dacă ăsta e clipul? Aia e, trebuie să testăm și noi itemele astea, nu? Tu și ideile tale, ideile mele, care idei, bă, că era ideea lui Potaie și tu erai înaintea mea, știai de chestia asta? Ok, băi și fete, am spawnat mai mulți iron golem și acum sunt curios dacă pot să dau cu raza asta în toți deodată. Ia să vedem. Oh, da, uite că și-au luat toți damage. Bă, ești nebun, ce tare e raza asta, efectiv. Mamă, dar nu prea le dă damage, cine știe ce. Hai să încercăm iară Fireball Cannon. Uite, o să dau pe aia amândoi. Ia. Oh my god. Bă, dar-mi dai și mie? Scuze, frate. Bă, deci efectiv, uite cum se duce raza. Mamă, din două din astea i-am spart pe băieți. Uite-te și tu, i-am dat una și acum îi mai dau încă una și i-am spart. Oh, let's go. Bun. Ce, bă? Ai grijă cu casa mea? Hai mă că e regulă. Mamă, fii atentă, broască, pregătește și tu pistolul ăsta și acum hai să tragem amândoi în același timp în Iron Golem. Adică bine, tu doar ține ținta că eu o să dau. 3, 2, 1 și let's go. Oh my god, bă, uite cum a spurat în aer. Hai să mai dăm o dată pe el. Hai să dăm, bam. Oh my, lol, uite cum s-a dus alu broască. Efectiv l-am omorât din prima. Mamă, broască, te ține să încercăm să batem un warden. Da, bine, mă, bine, hai să spawnăm un warden. Și cred că asta o să fie ultima chestie pe care o să facem, băieți și fete. Așa că dați și voi un like înainte să spawnăm wardenul, pentru că urmează o bătălie pe cinste. Ok, în 3, 2, 1 și let's go. Avem wardenul aici și hai, dă-i. Oh my god. Mă, cred că o să ne bată ăsta pe amândoi, nu știu de ce. Mamă, nici nu-l văd. Dă-i pe el. Ok. Hai, mă, mori. Broască, ești rep. Broască a luat foc, bă. Bă, nu mai trage, bă. Bă, cine trage, bă? Oata, ce put el să tragă de nebun? Eu nici nu mai văd warden-ul măcar. A, uite-l acolo, uite-l acolo. Ok, dă-i pe el. Dă-i pe el. Hai, bă, hai că merge. Merge, dă-i pe el. Bam, și l-a spart. Bravo, bă, hai că am lucrat în echipă. Bă, am bătut warden-ul, ești nebun. Bă, nu mai fă nimic, nu contează, bă. Broască, iar acum hai să-ți dau un cadou. Ia de aici. Mor, bă! Îl sparg, îl sparg, îl sparg! Ok, cred că am murit amândoi. Da, cred că cam asta a fost cu itemele, băie și fete. Aha, ce râs, bă, că ai murit și tu. Bă, deci efectiv cu itemele astea mi-am distrus toată mapa. Uitați-vă și voi. Efectiv mi-am făcut, uitați-vă și voi, mi-am făcut casa geamuri. Să nu mai zic că a explodat totul pe aici. Da, efectiv, Patrocle și ideile lui. Bă, nu mai... Trage, firai tu să fii... Broască. Ok, băieți și fete, păi cred că cam astea au fost cu itemele astea custom pe care le-am combinat, așa că dacă v-a... What, uite ce a făcut Broască, a aruncat efectiv, a dat cu fireball-ul în sus. Bă, cât de tare se duce. Bă, dar până unde se duce ăsta, bă, gen? Ia să vedem. Nici nu știe ce lovește. Bă, tu l-a lovit. What? Ok, l-a lovit acum. Ia, bă, de aici. Nu! Bă, nu casa! Ok, ok, gata, pioa, 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 pauză! Oh, gata, nu ne mai jucăm cu ele, că efectiv e prea destructiv. Ok, băieți și fete, cam atât a fost cu acest clip. Dacă v-au plăcut aceste iteme noi combinate, nu uitați să dați și voi un like, să vă abonați în caz că n-ați făcut-o, iar noi o să ne vedem data viitoare. Salut!